Neața bună, haideți să începem cele 5 rânduri de din clipul ăsta. Suntem la rândul 31. M-am ridicat deja cu cele 3 ochiuri de lanț și urmează să facem în felul următor. Fiind în petala mare, undeva pe aici în zona asta, avem de făcut pătrate pline până în exteriorul petalei. Haideți să mergem până acolo cu picioare mari. Am mers până acolo așa pe repede înainte și deci la exterior facem un pătrat plin. Și unul gol, deci ai peretele, da? Și petala asta, când o să ne întoarcem să o închidem, aici voi avea un pătrat gol și apoi unul plin. Și cu ăsta mă prinde piciorul ăsta fals. Bun, avem de făcut încă două paranteze care se nimeresc exact peste parantezele din rândurile anterioare. Deci 3 ochiuri de lanț, un picior mic, 3 ochiuri de lanț și un perete. 3 ochiuri de lanț, un picior mic, 3 ochiuri de lanț și un perete. Opa! Înapoi. Așa. 2 ochiuri de lanț și un picior mare, adică un pătrat gol. Și suntem în colț și avem aici înmulțirea, una, două și asta îi e făcut încă două picioare mari în același loc pentru că e rând de înmulțire. Bun, am intrat în sectorul următor care zice așa că trebuie să facem un pătrat gol. Cu asta și începe sectorul cu un pătrat gol, o paranteză care se numerește ăsta paranteza din rândul anterior. Aici ai peretele. Bun. Și acum avem așa. Un pătrat plin, unul gol. Trei pline. Am făcut deja trei pătrate pline și am pomenit adineori că la petala asta mare fac un pătrat gol de început și după aia restul pline până în capăt. Pe capăt am adăugat un pătrat plin și unul gol după ce am încheiat aici și trec la paranteze. Ce se vede aici se repetă peste tot. Nu uitați de înmulțiri în colțuri și chiar dacă veți uita, în rândul următor puteți corecta adăugând cele trei picioare și, bineînțeles, ochiurile de lanț între ele. În rândul următor de înmulțire, după ce ați înmulțit, trebuie să faceți câte un ochi de lanț între picioare. Bun, aici am de făcut pătratul gol și două picioare în plus. Opa! Cam atâta e rândul 31, așa se vede el, așa trebuie să fie peste tot. Ne vedem în rândul 32. Bun, rândul 32, G,
Gugu. Avem și un Gugu pe lângă noi. La petala asta mare trebuie să facem echivalentul a 5 pătrate pline. Chiar din punctul ăsta în care începe 1, 2, 3, 4, 5. Aici o să avem un pătrat gol chiar înainte de a ajunge aici. Dar hai să ne urcăm cu 3 ochiuri de lanț pentru model și facem pătratele pline, așa cum am spus, până în capăt. Mergem cu ele, nici mai mult, nici mai puțin. Și acolo ne oprim. Mă duc un pic înainte, bine? Voi puteți pune pauză. Am ajuns în capăt, am făcut cele 5 pătrate pline. Acum urmează un pătrat gol. Aici. Și închidem parantezele. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, închidem paranteza. După aceea închidem a doua paranteză, 3, 4, 5 și s-o închis. Și mai avem de făcut un pătrat gol pe capăt și să nu uităm că aici a fost înmulțirea, urmează să mai completăm cu un ochi de lanț, un picior mare, un ochi de lanț, picior mare. Și intrăm în sectorul următor de lucru, unde avem de făcut un pătrat gol, închidem paranteza, că avem aici o paranteză de închis, 3, 4, 5, da? Închidem cu peretele. Pătratul plin rămâne, pătratul gol rămâne de făcut. Uite aici așa. Și după aia, pătratul gol, uite aici. Și acum avem de făcut 4 pătrate pline. Deci astea 3 din rândul anterior rămân. Și unde avem aici pătratul ăsta gol, voi face de fapt plin. Bun, hai să mergem până acolo. Repede, repede. Și cineva să meargă să dea televizorul ăla mai încet. Numai că cineva și croșetează pe aici. Bun, am ajuns la pătratul gol. Aici am zis că fac pătrat plin. E al patrulea pătrat plin. Și acum pătratul gol. Am sărit două din bază și fac în al treilea un picior mare și în rest lucrez pătratele așa cum vin la mână. Da? Ne vedem în capăt. Am făcut cele 5 pătrate pline, pentru că acolo sunt 5 pătrate pline, de fapt, și am aici de făcut în continuare pătratul gol și să închidem parantezele cu câte 5 ochiuri de lanț în perete. 5 ochiuri de lanț și un perete. Și un pătrat gol și ce am ajuns în colț, unde trebuie să fac un ochi de lanț, picior mare, un ochi de lanț și un picior mare. Și deci, vederea de ansamblu, ăia am stat din colț în colț și ce ați văzut aici, trebuie să avem și aici, să nu uitați când veniți să închideți capătul. Aveți cele 4 pătrate pline și un pătrat gol și cu pătratul gol vă prindeți de piciorul ăsta fals și așa închideți rândul. Bun, ne vedem mai imediat. Bun, începem rândul 33. Am ridicat cu 3 ochiuri de lanț și mai fac 2 ochiuri de lanț pentru model. Aici începem direct cu un pătrat gol. Urmează 3 pătrate pline. Deci mergem până la penultima căsuță. Sau ultima, depinde cum vrei să luăm. Chit că trebuie să ne rămână 3 picioare mari nelucrate. Uite așa. Deci ne-au rămas 3 picioare nelucrate. Fac 3 ochiuri de lanț, un picior mic aici în ultimul, 3 ochiuri de lanț și un picior mare aici. Deci avem de făcut paranteză. Și acum câte o paranteză în fiecare,
în fiecare poziție care urmează, chiar deasupra parantezelor din rândurile inițiale. Uite, așa, ăsta e peretele. Și aici, aproape de colț, mai avem de făcut o paranteză. Și piciorul mic aici, în primul ochi, primul picior, trei ochiuri de lanț. Și acum mergem exact pe mijloc și facem perete. Bun, intrăm în sectorul următor de lucru, facem un pătrat gol. Bun, de data asta trebuie să facem o paranteză, da? Se deplasează cu un pătrat înspre dreapta, ca să o spunem așa, facem trei ochiuri de lanț și un picior mic aici peste piciorul mare din rândul anterior, trei ochiuri de lanț și un picior mare în mijlocul celor cinci ochiuri de lanț. Bun, aici, deci asta e perete. Peste partea asta o să am de făcut trei pătrate pline. Deci am un pătrat plin de-a dreapta și de-a stânga pătratului anterior făcut, da? Și atunci, uite așa, uite așa o să se prezinte, da? Aici e paranteza, aici sunt cele trei picioare, cele trei pătrate pline. Acum vine un pătrat gol. Sar două picioare mari și fac un perete, da? Și aici, în partea asta, am de făcut echivalentul a patru pătrate. Deci, toate pătratele astea aici, inclusiv pătratul ăsta gol, o să devină pătrat plin. Uite așa, mergem frumos până acolo, că nu ne doare mâna. Uite, aici e pătratul gol și care o să devină pătrat plin. Bun. Vine un pătrat gol. Sar două picioare, mă bag în al treilea și fac un pătrat gol și mai fac trei pătrate pline. Modelul, bineînțeles că se repetă, dar trebuie să fac vedere de ansamblu. Și mă duc pe acolo, mă opresc la ultimele trei picioare mari. Acolo trebuie să fac paranteză, dacă țineți minte. Că aveam de făcut paranteze. Mai am un picior de făcut. Și abia acum facem paranteza, adică trei ochiuri de lanț, un picior mic aici în ultimul picior, trei ochiuri de lanț și un perete. Și încă două paranteze mari plus paranteza din capăt, fac încă în trei. Uite aici, e aproape gata. Și facem și vederea de ansamblu. 3. Și aici să nu uitați că ăsta e peretele și capătul de secvență. Și atunci, din colț în colț, așa trebuie să arate. Și aici, când închidem rândul, voi avea echivalentul a 4 picioare, a 4 pătrate mari cu care să închide rândul și aici ne prindem cu picior alunecat în al treilea ochi de lanț cu care am ridicat rândul. Bun, ne vedem în rândul 34. Bun, 34. De aici fac cele trei ochiuri de lanț și două ochiuri de lanț pentru model, fac un pătrat gol. Inclusiv peste cele trei pătrate pline, trebuie să fac trei pătrate goale. Așa. Dacă ați greșit aici la picioare, acum se poate regla situația.
Deci trebuie să avem 4 pătrate gole. La paranteze, evident că se închid cu 5 ochiuri de lanț și pereche. 2, 3, 4, 5 pereche. 1, 2, 3, 4, 5 pereche. Încă 1, 2, 3, 4, 5 pereche. Bun. Suntem la rând de înmulțire, deci mai fac două picioare mari în același loc. Și intrăm deja pe sectorul următor de model, care începe cu un pătrat gol. Și o paranteză care trebuie închisă. 1, 2, 3, 4, 5 pereche. Aici unde avem cele 3 pătrate pline, rămân de făcut 3 pătrate pline. Mergem așa până ajungem la prima gaură. Bun, imediat suntem acolo, uite aici, pătratul gol rămâne de făcut, 2, așa, opa, aici vedeți că nu am luat toate firele și deja se vede, hai înapoi, luăm frumos firele, 1, 2 și am făcut pătratul gol. Aici avem 4 pătrate pline, le facem. 4 pline. Și imediat și atingem pătratul ăla gol, trebuie să continuăm cu pătratele goale, exact cum s-a început rândul. Și ne uităm și în ansamblu pe model. Da? Mai am un pătrat de făcut. Da? Și urmează cele 4 pătrate gale, așa cum v-am arătat cu ce s-a început rândul. Deci când terminați rândul, din partea asta la altă venind, aici trebuie să avem doar pătrate pline și ne prindem de al treilea ochi de lanț cu care s-a început rândul. Bun, vă arăt imediat vederea de ansamblu peste rând, peste secvență. Am făcut cele 4 pătrate goale, acum închid parantezele. Și să nu uitați că îi rând de înmulțire. Deci, din colț în colț, arată așa. Ce vedeți aici, trebuie să fie peste tot. Aici se trage pentru că stă singur materialul. Bun, ne vedem la rândul 35. Bun, mai facem un rând și apoi mă apuc de editat pentru că durează. Și noi suntem la rândul 35. Și rândul 35 e ăsta mai complicat. Da? Noi am făcut aici ăsta mai golaș și acum urmează ăsta la mai complicat. Da, bun. Hai să identificăm unde suntem pe începutul de rând. Pentru că noi suntem aici unde sunt cele 4 pătrate gale. Am ridicat deja cu 3 ochiuri de lanț. Și dacă văd bine, trebuie să facem un pătrat plin în punctul ăsta. Și avem deja de făcut două paranteze. 1, 2, 3. O să meargă să se deplaseze parantezele cu un pătrat mai la dreapta față de cele din rândul anterior,
Asta e a doua paranteză. Uite așa, vine un pereche pe mijloc. Deci, avem două paranteze. Și acum trebuie să fac două pătrate gole. Un pătrat gol pe paranteza din dreapta, un pătrat gol pe paranteza din stânga. Și acum două pătrate pline. Tot așa, una de o parte și una de cealaltă parte a parantezelor din rândul anterior. Un pic mai, asta fi un rând mai cudichis. Și închidem cu un pătrat gol. Toată treaba asta. Da? Așa arată porțiunea asta. Și vine de făcut încă o paranteză. De data asta vine chiar pe mijloc. Vedeți ce ne zăpăcește de cap. Și asta e peretele. Bun, aici a fost înmulțirea, deci în rândul ăsta voi face un ochi de lanț, un picior mare, un ochi de lanț, un picior mare. Bun, intrăm în sectorul următor de lucru și pe partea asta avem de făcut două pătrate gole. Unu și al doilea. Și urmează să facem unde am avut cele trei pătrate pline, voi avea de acum 5 pătrate pline. Deci un pătrat plin de o parte și de alta a sectoarelor respective, da? Da. Unul în plus. Lucrăm cele trei așa cum vin. Și un pătrat plin la stânga lor. Bun, mă duc repede mai înainte, așa. Și am ajuns la stânga grupului, fac pătratul plin, adică al cincilea pătrat plin. Urmează un pătrat gol, aici, așa. Și de acum facem echivalentul a patru pătrate pline. Una, două, trei și patru. Hai să le facem. Eu mă duc iarăși în față. Voi puteți pune pauză. Am ajuns, practic, de unde, cum am început rândul, am aici, așa avem de făcut în partea asta. Deci avem două paranteze de făcut pe asta petala asta anterioară. Așa. Mai facem o paranteză. Uite așa, un perete pe mijloc de paranteza din rândul anterior și acum vin două pătrate gole, țineți minte, uite așa, două pătrate pline, uite aici așa, pătratul plin din stânga, așa, uite, acum avem de făcut încă un pătrat gol și încă o paranteză. Aici chiar pe capăt. Paranteza așa cum trebuie făcută ea. Bun. Și iar suntem în colț unde avem un ochi lanț, un picior mare. Da. Un ochi lanț, paranteză, un picior mare. Bun. Vederea de ansamblu. Din colț în colț, așa trebuie să arate aici la fel și peste tot. Deci, aici avem de făcut în completare încă 3 pătrate pline ca să putem închide rândul. Bun, atât pentru astăzi. Mă pun să editez și ne vedem marți, joi și sâmbătă când facem fețe de masă. Și în caz că mai găsesc ceva de făcut și în restul zilelor. Atunci să aveți spor bun!